Salut! Salutare! Nu sper să nu ne prindă ploaia. Și eu sper la fel. A apelat la noi un domn, Vali Sandulescu. A apelat în propriu zis, pentru că am avut cu el o discuție via internet, via Skype. În momentul de față el lucrează în Anglia, la o fermă de animale. Cam mai toți românii plecați pe afară. Un trai mai bun, un ban în plus. Iluzia străinătății, dar vezi că distanța asta dezbină. Partea proastă e că la mijloc e vorba și de un băiețel, Sebastian, în vârstă de 2 ani. Cu atât mai dificil. Inițial și doamna Tatiana a plecat în Anglia cu soțul ei, doar că nu s-a acomodat acolo. S-a întors în țară ca să aibă grijă de copil. A funcționat bine așa o perioadă. El trimite bani suficient de mulți, ei odată la 2 săptămâni făceau naveta cu avionul, îl vizitau peste weekend. Uite că de vreo 4 luni și ceva, treaba asta nu se mai întâmplă. Doamna Sandulescu mereu a avut câte o explicație, ba că a fost bolnav cel mic, ba că a avut ea o problemă și a trebuit să stea internat în spital, ba sora s-a născut. Apropo, și ăsta e un detaliu important, sora ei mai mare locuiește împreună cu ei. Știi cum e vorba aia? Oala acoperită nu cade gunoiul în ea. Am toate motivele să cred că sora s-a acoperit eu în caz de ceva. Ok. Aștept vești de la tine. Mulțumesc mult. Plăcerea. Ora 7:45. După cum ne-a povestit Valentin, sora Tatianei locuiește în casa lui împreună cu bebelușul ei de numai 4 luni. Ține, băiat cu minte, ești frumos! Ține! Neața, ce faci? Neața, bine! Vezi că l-am schimbat eu pe Sebi și l-am pregătit? Așa. Ce mâncă, dur? Adă-mi și mie, te rog frumos, lăptic pentru Cezar, te rog. Bine, hai încă să fac. Hai. Adă, mamă, te-a oprit, lui mamă, te-a. Așa, cu minte. Cezar, ce face băiatul? Mă duc, îl duc pe Sebi la creșă și te rog să-l iei tu astăzi, că trebuie să mă duc la doctor. Dar ce faci, dragă? Stai 4 ore la doctor? Sau cât stai la doctor? Am treabă la doctor, eu știu cât durează. Pentru ce trebuie să treabă 4 ore? Ca să nu rămână copilul neluat. Așa se numește acum întâlnirea cu Teo, doctor? Sormă, nu știu. Teo, el este la muncă, da? Mă duc pentru că am niște probleme, fac acum un control, să văd care este treaba, să rezolv, da? Și te duci tu să-l iei. Păi, vezi să dureze cât mai puțin. Hai, am plecat, mă duc să-l duc la creșă, da? Hai, pa. Hai, pa. Pa. Se spune că fum fără foc nu iese niciodată și se pare că mama soacră a mirosit-o pe nora ei. Dar cine este acel Teo despre care vorbește sora ei? Femeia pleacă de acasă, iar Doina devine paravan pentru ieșirile Tatianei și bonă pentru nepoțelul ei, Sebi. Iară suntem bune astăzi. Când vrea ea pleacă, când vrea vine, dacă mai vrea să mai vină câteodată. Așa? Noi trebuie să stăm aici, să avem grijă de tot poporul. E normal așa, ia zi tu. Subiectul ajunge la un bancomat. Scoate un teanc de bani. O fi bine așa? Soțul să muncească din greu, departe de familie, și femeia să cheltuiască fără limită? Pleacă mai departe. Ajunge în zona Rahova. Intră într-o firmă. Din observațiile detectivilor, pare o firmă de contabilitate, așa că intră imediat. Imaginile surprinse ne lasă fără cuvinte. Infidelitatea este evidentă. Soția noastră este în brațele unui alt bărbat și se sărută pasional preț de câteva minute bune. Domnul doctor se pare că e de fapt contabil. Ora 12. Tatiana iese cu zâmbetul pe buze. Să fie aceasta o aventură cât timp soțul este plecat sau are o relație serioasă? Intră într-un magazin pentru copii. Detectivii observă un lucru. Femeia cumpără numai lucruri pentru bebelușul de 4 luni al surorii sale și nimic pentru băiețelul ei, Sebi. Ora 15. Se întoarce acasă. Hei, ce faci? Acum să vină? Păi uite, mi-am luat câte ceva la asta mică.
Da, ce e cu tine? Ești așa gătită? Unde te duci așa gătită? Păi parcă așa a fost. Ia uite cum s-a îmbrăcat. O seară tu, o seară eu, nu? Hai, Tudora, nu. Eu, că te gătești, cine-i gagică să te-am făcut să te gătești așa? De un tip de pe internet, ce crezi că eu îl cunosc? De pe internet? Mă duc și eu să mă întâlnesc cu el, că așa ne-a fost înțelegerea. O seară tu, o seară eu, da? Da, bine. Înțelegerea a fost o seară tu, o seară eu. Cu alte cuvinte, complicele potrivit pentru minciunile pe care le spune soțul ei. Ce-i drept, sângele apă nu se face. Alo, ce faci, păi? Ești bine? E, uite, eu sunt bună astăzi. Că ea a plecat, n-are nicio treabă, ea s-a gătit, s-a aranjat. Și că se duce la, eu știu ce, Bayram, dacă o vedeai cum era îmbrăcată cu rochi, cu decolteuri. Asta e, unul se distrează, altul stă cu copii. Nu înțelegi, n-am cum să o dau afară, da? Copil mic are, serviciu nu are, unde vrei să o dau în stradă? E stormea, da? Hai, te las, că a început să plângă și Sebi. Vorbim, te pup, te iubesc, hai, pa! Păi normal că nu poate să o dea afară, că doar sora ei este cel mai bun paravan. Dacă ar ști Vali ce se întâmplă de fapt în viața soției sale. Ora 11. În timp ce Doina se joacă cu micuțul Sebi, Tatiana... Iubirea lui mami. Iubirea lui mami. Că ce-mi prind să-mi iau cine? Hai să ne trezim, să mergem la tati. Hai. Vrea să ne vadă tati. Haide. Iubirea lui mami. Iubirea lui mami, că ce-mi prind să-mi iau cine? Cine? Iubirea lui mami, prințul meu, să mergem la tati. Atenția pe care o acordă bebelușului este puțin exagerată, mai ales că detectivii nu au văzut-o să fie atât de afectuoasă și cu celălalt copil. Ce mă gălăgea asta? Ce? De ce să fie? Nu mă mai înțeleg cu fiii tu de nicio culoare. Abia aștept să-l duci la creșă. Ce da. Ești așa nervoasă? Eu nu caz, nu duc la nicio creșă. Îl îmbrac și mergem în parc. Vrea taică să-l vadă astăzi, da? Da. Că s-a făcut dor de el. Păi dacă tot i s-a făcut maică dor de el, de ce nu vă mutați aici împreună? Cred că te doare capul, tu nu știi ce vorbești. Păi cum să se mute aici, dacă îl vede vreun vecin? Păi nu-i nimic, dragă! Și dacă îl văd vecinii, ce? Îl pui să facă mâncărică, face curățel... Eu m-am săturat, am obosit, nu mai pot, da? Tu nu te gândești să iei mai un pic și începe și vorbește, da? Și dacă vorbește, păi ce? Oricum îl cunoaște, nu? Vadă, păi nu-ți dai seama. El îl cunoaște pe Teodora, știe că e altcineva, nu? Și ai mai văzut până acum să te combini cu proprietar, cu stăpânul cățelului care ți-a mușcat copilul? Eu n-am mai pomenit până acum așa hai, ceva, da? Nu e așa cum crezi tu, da? Da, cum e? Tu crezi că gata, m-am culcat cu el și totul despre sex, nu? Da, nu, despre nu sex e totul, este aproape totul. Nu, nu, el nu a fost... Tot. Nu, cum s-a întâmplat chestia cu cățelul și a fost mușcat copilul meu, el imediat s-a oferit, ne-a dus la spital, a fost foarte atent, da, a sunat de fiecare dată să vadă ce, cum se simte, ce s-a mai întâmplat și uite așa s-a ajuns și... Da, și uite așa s-a ajuns la... Da, care-i problema ta? Ce te interesează? Care-i problema mea? Ești femeie măritată sau ai uitat? Așa, și dacă bărbatul nu este lângă mine... Așa. Ce ai fi vrut să fac? Să stau să-l aștept pe el atâția ani de zile, nu? Nu știu, sau mai cum? Gândește-te tu ce ar fi trebuit să faci. De asta ți-am oferit ocazia să... Hai, gata, lasă-mă în pace, că m-ai enervat destul. Eu te-am enervat pe tine, da? Hai, că da? După ce te țin spatele, te acopăr, sunt mama copilului tău, sunt menajeră în această căsuță, da? Sunt și bucătăreasă, sunt și croitoreasă, ce mai vrea să mai fiu? Ia zi. Păi, de bine de rău, ai unde sta, da? Și nu plătești chirie în da, altă parte. Da, crede-mă că m-am săturat. E, păi cam da, așa este situația. Da. Eu zic că amândouă ne-am ajutat una pe alta, nu e chiar așa. Da, nu e chiar așa, dar fii atentă ce faci, că deja ai sărit calul. Poftim? Mamă, a acestui bebeluș? Dumnezeule! Informațiile vin ca un tăvăluc. Sora ei o acoperă și este mama copilului ei. Micuțul Sebi îl cunoaște pe amantul mamei sale, dar e prea mic să vorbească și nici nu înțelege aceste lucruri. Cearta dintre cele două surori i-a băgat în ceață pe detectivi.
un caz din ce în ce mai complicat. Detectivii refuză să creadă că Tatiana ar putea fi mama acestui prunc. Ora 12:30. Tatiana pleacă de acasă. În brațe îl poartă pe micuțul Cezar, iar Sebi se răsfață în cărucior fără a înțelege ce se petrece în jurul lui. Dacă ar putea vorbi, oare ce ar spune tatălui său? Cei trei ajung într-un părculeț. Câteva minute mai târziu, apare același bărbat pe care Tatiana îl săruta cu foc cu o zi în urmă. Bună, ce faci? Ce faci, mă? Ce faci, mă, frumosule, mă? Uite ce v-a arătat, tati. Simu, puiule. Ce-i de ești așa super? Ce-i? Păi mă enervează situația asta, Tatiana, pentru că nu-mi convine că el să fie copilul meu și în acte să fie copilul altuia. Eu te înțeleg, dar știi foarte bine cum a fost situația, da, la maternitate. Când s-a născut și m-am dus să-l înregistrez, s-a înregistrat automat după certificatul de căsătorie. În plus de asta nu-mi convine să-l văd 15 minute când îl scos pe afară. Efectiv vreau să se dea cărțile pe față și să punem punct la toată minciuna asta și să divorțez de domnul și să fim împreună, o familie. Greu, da, să am eu grijă și de Sebi. Mi-e frică să nu rămân fără Sebi. Hai, o să rămâi fără păi, Sebi. Nu o să rămâi fără niciun Sebi. Nu o să rămâi fără niciun Sebi. Vezi că mie îmi convine, nu mai fi supărat, că știu că ai și tu dreptate, dar... Eu te iubesc, e foarte bine asta și îmi doresc să fim fericiți. Înțelegi? Deci chiar îmi doresc și... Trebuie să ai și tu răbdare, nu? Informațiile sunt cutremurătoare. Tatiana este mama biologică a lui Cezar, iar tatăl copilului este acest individ. Partea cea mai interesantă este faptul că în certificatul de naștere al micuțului apare numele soțului Tatianei. Cum s-a ajuns în această situație atât de încurcată? Detectivii se întreabă de ce Tatiana nu i-a spus soțului ei de toată treaba asta. Totodată se întreabă de ce acest bărbat a acceptat ca băiatul lui să poarte numele altui bărbat. Tatiana! Mi-a venit soacră. Ia, ține. Stai, mama, acolo, stai. Gata. Să rămână, mama, ce faci? Bună, mama. Ce faci? Am venit la București. Da. Te-am căutat acasă. Și mi-a zis vecina că ești cu copiii la parc. Ce faci, Sebi? Mama, mi-a venit mamaie. Ce faci, iubirea lui mamaie? Ce faci tu? Hai să-i prezint, Elie Teo, sora mea. Maria Sândulescu. Am și Costa Micu. Atenție la băiat. Da. Și tu ești iubitul Doinei? Da. Deci din București, că nu te-am mai văzut. Din București. Uh-huh. Din București. Și unde lucrezi? La o firmă de IT. Și salariu? 28. Bunicel și da, cu ea păi, și nu v-ați asta, permis până acum să vă nu, luați și voi o garsonieră cu chirie, că și Tatianeiu e greu. Banii ziua de astăzi e cam da, da, băiatul meu muncește în străinătate. Da, bănuiesc că e dor de el. Eu așa cred că este dor. Săracul muncește atâta și ce să face, asta e. Sunt vremuri grele. Și câtă ipocrizie din partea acestui bărbat. Se vrea a fi tatălui Cezar și soțul Tatianei însă nu are curajul să spună adevărul. Ce drept, e mai ușor să minți când ai de câștigat, nu-i așa? Dar ce are el de câștigat? Sebi, ce faci, bunica? Și tu ce faci, mamă? Sunt mama, mai de copii în parc. Vreau să te rog să-l lași pe Sebi câteva zile pe la mine. Te bă, da, recrei vrei și să tu? La tine, da. Să-i fac bagaj, să-i nu e nevoie, că nu ți mai sunt la mine. Îi cumpăr eu cu taică-tu. Imediat ce băiețelul rămâne pe mâinile bunicii, amanții răsuflă ușurați. Păi dacă l-a luat soacră ta pe Sebi, Doina nu e acasă, vin și eu, voi stau hai, mami, hai. Câteva ore. Tatiana, Teo și Cezar. O soție, un amant și un copil. O familie fericită dacă nu ar exista Valentin. O familie construită pe sacrificiul și mai ales pe lacrimile unui bărbat care stă departe de casă, de părinți și mai ales de micuțul Sebi, care are numai 2 anișori. Soția noastră a uitat, se pare că se află în casa soțului ei și îl bagă în patul conjugal pe amantul ei. Ora 17.
Tatiana pleacă de acasă. Teo o așteaptă într-o parcare, la câteva străduțe distanță. O întrebare răsare în mintea detectivilor. Dacă tot vor să dea cărțile pe față, de ce se ascund de vecini? Cei doi pleacă împreună. Detectivii se țin după ei. 20 de minute mai târziu, intră într-un restaurant. Aș vrea să organizez botezul copilașului meu. Aș dori ceva mai... Schimbăm ceva mai deosebit. Da. Aș dori somon fumé, Saint-Jacques, icre roșii, ceva deosebit. Sigur, se poate face asta. Ceva la un preț mai, mai mare. Mai mare. Nu este problema de bani, am înțeles. Păi cu totul ajunge undeva la 100 de euro de persoană. Ah, e perfect, e perfect. Ce gusturi rafinate! 100 de euro meniul! Aruncă cu banii fără să țină cont de număr. Oare Tatiana s-a îndrăgostit de acest bărbat pentru că are bani? Căci tot pentru stabilitate financiară stă și cu Valentin. Însă ce e drept, el este la 2500 de kilometri distanță. Lasă-mă, pace, că tu ești nebun la cap. Cum adică 100 de euro de persoană? Tu n-ai minte? De unde atâția bani, Teo? De unde atâția bani? De unde scos tu bani? Zi-mi și mie, pentru 60 de persoane, de unde atâția bani? Da, să-ți trimită pentru mașină. Pofti? Da, da. Tu te mai... Ce ai auzit? De ce? Cum cu banii pentru de mașină? Pentru că merită și tu să profiți de pe urma lui puțin, nu? El e în Anglia, da? Tu ești aici. El s-a dus să facă bani. Crede-mă, sunt bărbat, pe lângă bani, n-ai de unde să știi dacă are pe alta sau nu. Dar cu siguranță adică are. Ce vrei să spun? E, ce vreau să spun? Crede-mă, sunt bărbat și știu mai bine. Deci pe lângă bani, nu cred că el stă singur acolo. Adică cum? Și că vreau să-ți mai spun o altă problemă. Și anume, a fost cu tine când a sus la doctor? Nu. A fost cu tine în parc? Nu. A fost cu tine când a avut copilul vreo problemă deosebită? Nu. Da? Deci el a fost plecat, tu ai fost singură. Merită și tu să profiți. Da, merită și tu să profiți. Botezul copilului tău pe banii lui bărbat. Da, bineînțeles, merită și tu să profiți. Da? Pentru că oricum după botez o să dăm cărțile pe față. Dumnezeule mare, întrece orice limită. Să-i facă botezul fiului său pe banii soțului nostru. Cu alte cuvinte, și Teo este omul interesului, la fel ca și Tatiana. Ce, e foarte bine care e teama mea, că o să-mi ia pe Sebi, mă decad din dreptul de părintești, da, și rămân fără copil și ce fac? Stai, mă, liniștită, că nu e problemă, o să consult un avocat, o să fac testul de paternitate și o să demonstrez tuturor că Cezar e copilul meu. Asta e problema ta. Da, o să fie bine, stai liniștită. Stai, mă, deci ce poți să-ți facă? Să-ți ia capul, casa, să te dea afară din România? Ce să-ți facă? O să fie bine, stai liniștită. Asta e problema, hai nu mai fi supărată. Ora 20 și 45 de minute. Hei, ce faci, pui? Bine, draga mea. Dar ce-i cu tine, ești așa obosit? Păi, eu am muncit 12 ore, ce să fac? Ei, dacă tu te vaiți, eu ce să mai zic? Hai, lasă, că tu te descurci cu copilul. Vreau să vorbesc ceva cu tine, da? Sper să nu te superi, da? Zi, draga mea, te ascultă. Sora mea trebuie să-i facă botezul ăla. Păi, și ce trebuie să facem noi? Și nu are cu cine. Nu are naș. Păi, și cum? Și naș, o ajutăm și cu bani, ce facem? Să botez eu. Păi cum să botez tu, singură? Eu nu pot să vin. Păi și de ce nu pot să vin? Sunt unde sunt, doar nu pot să ajung așa... Hai mă, păi mă, tu niciodată nu poți să vii. La moartea lui maică mea nu ai putut să vii, de Crăciun nu ai putut să vii. Trebuie să facem bani, na. De sărbători tu niciodată nu ești acasă, eu niciodată nu pot să mă bazez pe tine. Draga mea, viața nu e numai roz. Păi nu e normal așa. A, parcă șeful ăla nu știu ce îți face, dar te ține numai acolo, tu n-ai niciun drept, nu ai niciun liber. Ei n-au sărbători. Zis, dragă, a prins foarte multă încredere în mine. Acum am ieșit mie bine aici, sunt apreciat. Și la vaci trebuie să dai tot timpul de mâncare. Păi bine, atunci dacă tu nu poți, o să fiu doar eu nașă. Da? Și trimite-mi și mie un trusou de la frumos pentru cel mic și niște bănuți. Aha, iarăși, bani. Ei, ai putea să-mi trimiți banii de mașină, nu te mai voi uita atât. Îmi trimiți o parte și faci tu alții după aia. Nașă propriului ei copil. Un trusău frumos pentru botez și mai ales banii de mașină, adică 6.000 de euro. Oare mama nu se gândește deloc la viitorul copiilor ei?
Oare cum îi va împărți? Unul la tată și unul la alt tată? Vă salut, domnul Vali. Ne-ați cerut probe. Da, mă tem că în momentul de față avem probe. Din păcate va trebui să veniți în țară. Exact, situația o cere. Pare foarte rău pentru dumneavoastră. Soția dumneavoastră v-a dat un telefon și v-a cerut să o ajutați cu o sumă de bani considerabil de mare, 6.000 de euro. Exact, orice ați face, nu trimiteți acei bani. Pare foarte rău că lucrurile stau așa. Aștept detalii de la dumneavoastră legate de zbor. Încă o dată îmi pare rău. Ernest se îndreaptă spre aeroport pentru a-i arăta lui Valentin tot ce a descoperit despre Tatiana. Va fi o lovitură grea pentru el. Oare cum va reacționa? Să rămână. Bună ziua, domnul Ernest. A aterizat? Nu încă. Să nu mi spuneți că e ce am bănuit eu. E mai grav. Nu spuneți că îmi vine rău aici. Haideți, vă rog, să mergem într-un loc mai retras, că se uită lumea la noi și nu... Sunt probleme. Chiar nora mea, exact cum am bănuit eu. Da, și sora sa îi ține paravan. Nici nu vreau să mă gândesc în ce situație a pus băiatul meu. Îl cheamă Teo, are 32 de ani. Și? Lucrează ca și contabil. Păi, de unde până unde? Ochii care nu se văd se uită. De asta nu s-a mai dus ea în Anglia la copilul meu. De asta inventează tot timpul motive. Vă așteptă niște clipe destul de grele astăzi, să știi. Nu-mi spuneți. Doamne, ce v-ați fi așteptat? Să nu fie așa. E papă bani. E papă bani. Hai de capul meu. În sfârșit. Ce să mai zic? Mama! Oh, vai! Ce? Ce faci, mamă? Se e bine. E bine? Se bie la... Dai că tu la Urzicel, chiar acum am vorbit cu ei. E bine, sănătos? Da, se e bine, bine, aleargă prin curte. Stai să mă dacă e la noi, știi că el e sufletul da, nostru. Da, da. Ce faci? Nu mai fac nimic, ce să fac? Știi că să fii tare. Ce să fac acum? Asta e. Să sperăm că se rezolvă tot. Toate bănuielile... S-au adeverit. Da. Și nu mi-aș fi dorit niciodată să treci prin asta, copilul meu. Asta e. Ce să facem? Grea lovitoră și pentru noi și pentru tine. Da, eu muncesc afară și uite ce mi se întâmplă, nu? Domnul Valentin, vă salut. Salut, Ernest. Bine ați revenit în țară. Da, mulțumesc frumos. Hai să-mi arăți ce de... Știu că îți pare rău, dar mie îmi pare și mai rău. Îl cheamă Teo, are 32 de ani, lucrează ca și contabil. Da, și arată mai bine ca mine, nu? Contează asta? Da, păi contează, nu? Dacă te înșel cu cineva, înseamnă că e cineva mai bun ca tine, nu? Are bani mai mulți, muncește mai puțin, aduce mai mulți bani, arată mai bine, face ceea ce nu fac eu. Muncește pe 28 bine, de milioane aici în țară. 40. Ca să-i trimiți ei bine, să trăiască bine. Să trăiască cu altul, nu? Sora să-i ține spatele. Auzi, adică, mamă, de cine ți-e milă? Nu știu exact de câtă vreme este ea încurcată cu acest Teo. Nu știu dacă înainte de acest Teo a fost altcineva. Ideea este că nu. Ideea este că multe dintre lucrurile pe care tu le știi ca și adevăruri certitudini sunt de fapt minciuni. Adică? Cum ar fi? Fiul tău merge la creșă. Cum adică merge la creșă? Este înscris la creșă. Păi și tu știi treaba asta? Practic copilul petrece foarte puțin timp alături de mama lui și mai mult timp cu străinii. Pentru ce am trimis banii ăștia, mă? Pentru ce o țin acasă fără servici, frate? Doi la mână, bărbatul acesta, Teo, vine în casa ta. Poftim. Încet, încet se prietenește cu copilul tău. Păi și tu nu știi nimic din toate astea? De să știu, mama, eu de câte ori mă duc, în câteva minute se fofilează, că la farmacie, că la piață, că la magazin. Haideți să-ți arăt exact despre ce vorbesc. Arată-mi că nu mai am niciun fel de stare, nu mai am nimic. Mă duc, îl duc pe Sebi la creșă și te rog să-l iei tu astăzi, că trebuie să mă duc la doctor. Dar ce faci, dragă? Stai 4 ore la doctor? Sau cât stai la doctor? Eu știu că durează, pentru ce trebuie 4 ore? Ca să nu...
rămână copilul neluat. De aia ce pretinde, că are ea grijă de copil, nu? Da, bineînțeles, păi. Și de asta nu-și găsește un job. Da, păi, și ăsta era scopul, să stai acasă, să aibă grijă de copil. Eu muncesc acolo, trimit bani, vin acasă când o să avem o situație și totul e ok, nu? Asta nu mai vine. Sau la vine tine? Sau vine acolo și ne stabilim acolo, vedem atunci situația. Asta nu mai lasă copilul. Și acum tu mi-arăți că îl duce la creșă. Da. Păi cum să-l ducă la creșă? Ea se folosește de minciuna asta de ce? Ca tu să pompezi bani în continuare. Ascultă. Are cu coana tot ce-i trebuie. Vreau să ascultați. După care fain frumos se duce și scoate bani de la bancomat. Da, banii mei, nu? Banii cui? Hai de capul meu. Câte și tu ce faci? Nu ești primul, nu ești nici ultimul. Da, mă, dar cum? De nu știu câte ori am fost pe acest aeroport, am luat oameni, fie că au venit din Spania, fie că au venit din Italia, fie că au venit din Anglia, aceeași poveste. Când ești plecat, asta se întâmplă. Dar când ești plecat, practic și ești prost, că nu pui să muncească, că pui să aibă grijă de copilul nostru, care ne dorim să aibă o viață bună, pentru că de-aia muncesc acolo, să facem și ce viață tot posibilul. Și Sebi? Ce viață are Sebi? Ce viață? Păi uite ce pe viață tine are, nu te ce vede. Deci știe că ești tatălui? La creșe da. Este. Îți spune tată? E mic. Păi ce să-mi spună, că nici nu vorbește, are 2 ani. Sau poate nu știu, mie nu mi-a spus niciodată pe calculator nimic. Decât îl aud, vorbesc cu el, râd, nimeni nu știe prin ce trec, ascultă prin ce am trecut la început. Ascultă aici. Ia uzi, Vali. Ia uzi, mamă. Pentru cine te-ai chinuit? Ia uite-o, mamă, îmbrăcată, elegantă. Deci nu mai pot, îmi bate inima. Ai vrea să-l vezi? E firma unde lucrează el, o firmă de contabilitate. Ia uitați-vă, fraților. Ia uite, dar nu e rușine. Ia uite, Vali. Uite-te, mă, și tu. Păi ce are fratele meu ăsta și nu am eu? Îi spune exact ceea ce vrea să audă. L-o fi cunoscut pe ăsta, pumflatul ăsta, unde l-o fi fraților cunoscut? Îi spune exact ce vrea să audă băiatul ăsta. Eu propun ceva. Hai să ieșim în parcare, că e foarte multă gălăgie aici. Și vreau ca să auzi foarte bine ce se discută. Te ajut? Nu mai mă ajut cu nimic. Hai, liniștește-te. Ce să mă liniștesc? Iau înainte. Ține-te după colegul meu. Doamne, fraților, cum poți mă să te duci să muncești ca prostul atâtea ani de zile? Uite că se poate. Să trimiți bani într-o prostie acasă, că dacă mă cauți acum în buzunar, am decât banii de mașină, care trebuia să-i trimit și pe aia. Zi mersi că te-am sunat. Da, mersi frumos. Da, aș fi vrut să mă sun să bem o bere, sincer. Doamne, fraților. Nu trebuie să-i lași bani pe mână, uite, vezi ce s-a întâmplat. Cum am să nu-i las atâția bani pe mână, femeii cu care m-am însurat, femeii cu care am copil și banii ăia trebuiau să fie pentru copilul meu. Mama, dar uite răsplata. Uite răsplata. Nu se poate așa ceva. În loc să vii acasă, da, să fii liniștit, să te bucuri de copii. Unde să vin acasă, mamă? Că am vrut să-i aduc pe amândoi acolo să trăim bine, că acolo se trăiește bine. Se muncește, dar se trăiește bine. Unde să vin aici? Ce să fac aici? Nu știu cum v-ați înțeles voi, dar uite că ce nu-i să bine. Fac aici? Să vin să muncesc pe 1000 de lei, 1500 bagajele de lei? Acolo, te rog. Ce mai ai acum să mai mergi? Voi ce faceți? Tu ce faci? La București? Da, avut ai câte ceva cumpărături de făcut. Hai să-l prezint Ilie Teo, sora mea. Maria Sândulescu. Am și Costa Micu. L-ați cunoscut în parc. Tatiana v-a făcut cunoștință cu el, foarte frumos. Păi tata l-a prezentat. Asta de vorbă cu el, l-a zis la întrebări. Cum adică? Să nu-mi spuneți că trăiește cu bărbatul lui sora sa. Ești nebun la cap. Doamne! Și eu am vorbit cu el, mi-a spus că o iubește pe Doina, că vor să se mute împreună, că nu-l deranjează diferența de vârstă. Parge și casa mea și casa lui Doina, care eu de fapt nu știam nimic. Păi Doina, de ce crezi? Băi, fraților, bă, unde trăim, bă, mânca bașoi. Nu se poate așa ceva, nici n-am curaj să dau mai departe să mă uit și eu pe ce mi-arată omul ăsta aici. Uite că frumos, se poate. De ce discută cu sora ei? Cine îngage cu ăsta? Te-am făcut să te gătești așa. Un tip de pe internet, ce crezi că eu îl cunosc? De pe internet? Mă duc și eu să mă întâlnesc cu el, că așa ne-a fost înțelegerea. O seară tu, o seară eu, da? Păi mă, ce tip după internet când voi îmi spuneți că cumnată mea stă cu bărbatul în casă, la mine în casă. Aici pe filmare, cumnată mea se duce să întâlnească cu altcineva. După internet, păi nu văd logica aici care e situația. Ascultă-mă un pic. Teo nu este iubitul Doinei.
Cum adică nu e iubitul Doinei? Între Doina și Teo nu există nicio legătură. Cum așa? Doina, da. A fost părăsită de tipul cu care era, a ajuns să nu mai aibă unde să stea, așa a ajuns la soră ta. Stați puțin, domnul Ernest, stați că m-ați băgat iar în ceață. Cum adică nu e și acum aș caută bărbat. Doinei? Nu e. Deci, mie în parc mi-a spus că e mea, Doina. Și ce era să vă spună în parc? A, bună mamă, soacră, fă cunoștință, mi-am tras amantul, cheamă Teo. Bă, fraților, asta e mai rău decât o telenovelă, măi. Nu lucrează la firma respectivă. Să fie cu Doina, că o iubește, că nu-l deranjează nimic. Ați prins-o acolo cu amantul ei, ce era să vă zică? Faceți cunoștință? La telenovele? Păi asta e mai rău decât o telenovelă, bă, fraților, aici ce-mi spuneți voi mie. Și ce vina am eu în toată situația asta, sincer, că nu, eu n-am nicio vină. Nu ai nicio vină, dar nu pot să fiu calm. Încerc să fac lumină pentru tine, că asta mi-ai cerut. Bărbatul ăsta, Teo, vine în casă la mine și se culcă cu nevastă. Se culcă cu nevastă mea sub pretextul că e iubitul lui Doina, lui cumnată mea. Pentru că maică-ta atunci a surprins în parc. Ce era să-i spună Tatiana? Eu l-am întrebat de ce nu stă împreună cu Doina, că la 28 de milioane și-ar fi permisă și închirieze o garsonieră. Mi-a răspuns că se vor așeza toate la timpul lor. Ascultă cu atenție. Iubirea lui mamă. Nu, fraților, stați un pic, eu nu mai înțeleg nimic. Aici se complică treaba. Păi ce se complică? Deci nevastă mea îi spune lui nepotă meu că mami te iubește. Deci aici nu mai înțeleg nimic. Ține-te bine. Sunt mama copilului tău, sunt menajeră în această căsuță, da? Sunt și bucătăreasă, sunt și croitoreasă, ce mai vrea să mai fiu? Ia zi. Păi, de bine, de rău, ai unde sta, da? Și nu plătești chirie în altă parte. Crede-mă, da, crede-mă că m-am săturat. E, păi, cam da, așa am unde să stau, da. Eu zic că amândouă ne-am ajutat una pe alta, nu e chiar așa. Deci nu mai înțeleg nimic. Copilul ăla mic, al cuie până la urmă. Să știi că Tatiana nu-i spune degeaba puiul mamii, mama te iubește. Cum adică? Domnul Ernest, murim aici de inimă, cum adică? Mă tem că Cezar este copilul Tatianei. Cum să fie copilul lui Tatiana? Adică e copilul meu și al lui Tatiana și eu nu știu nimic. A fost însărcinată și nu mi-a spus. De ce nu mi-a spus? Că nu eram amantul, nu eram unul după stradă, eram bărbatul. Dar unde a fost pitită sarcina? Dacă e copilul meu, care e problema? De ce nu mi-a spus? Îmi doresc copii, mai vreau copii. De ce nu mi-a spus treaba asta? Cezar nu este copilul tău. Dar al cui e copilul ăsta? Este al lui Teo. Tu... Bărbatul pe care l-a cunoscut în parc. Nu. Deci nu e real, nu. Avea nevoie de un paravan, avea nevoie de cineva care să-i țină spatele. O sarcină trebuie ascunsă, gândește-te. Femeia asta a purtat un copil 9 luni în pântec, s-a dus la spital, l-a născut, a venit cu el acasă, l-a luat de la zero, da? De la ziua 1. Despre lucrurile astea nu s-a știut nimic. Când deja a început să fie prea complicată treaba ca să o mai ascundă, pentru că tu pui întrebări, vrei să o vezi pe internet, vine maică ta pe acolo, da? A trebuit să inventeze ceva. Și uite așa, a apărut Doina în schemă. Deci Doina, cumnată mea, nu are nicio legătură cu omul ăsta, cu Teo. Absolut nicio legătură. Doamne Dumnezeule! Dar practic Sebi are un frate vitreg și vezi că încet, încet soția ta spre ce direcție merge? Păi văd spre direcția Teo. Ce-i de ești așa super? Ce-i? Păi mă enervează situația asta, Tatiana, pentru că nu-mi convine că el să fie copilul meu și în acte să fie copilul altuia. Eu te înțeleg, dar știi foarte bine cum a fost situația, da, la maternitate. Când s-a născut și m-am dus să-l înregistrez, s-a înregistrat automat după certificatul de căsătorie. Cum? Ăla e amantul nevastă mea, tatăl copilului care e în acte la mine? Ce n-ai înțeles? Are copil cu Teo. Păi nu poate să aibă copil cu Teo, că e măritată cu mine. Și ce contează, tu ești în Anglia? Ia uite că s-a întâmplat și îți poți imagina. Nu fi mine de cap. S-a avut toată discuție. Pentru că e copilul meu. Hai, nu mai fi supărat. Da? Și m-am supărat de toate minciunile astea și efectiv vreau să se dea cărțile pe față și să punem punct la toată minciunea asta și... Să divorțăm de domnul și să fim împreună, o familie. Greu, da? Și să am grijă și de Sebi. Mi-e frică să nu rămân fără Sebi. Păi rămâi fără el. Eu te iubesc foarte bine asta și îmi doresc să fim fericiți. Înțelegi? Deci chiar îmi doresc și îmi doresc să-l scoși la plimbare, îmi doresc să mă joc cu el, îmi doresc să îi spun câte poveste de noapte bună. Înțelegi? Trebuie să ai și tu răbdare, nu? Tatiana! Nu vreau să
Tatiana! Să rămână mamă! Haideți, veniți în coadă să vă draga mea! Teo, este soțul surorii mele. Să rămână! Cu Maria Sărbulescu! De asta avea nevoie de Doina, de asta prezența Doinei la tine în casă, paravanul. Păi stai mă, tu când ai venit, când te duci și tu într-un parc așa, da? Da, da! Și o vezi pe norul ta cu unul, tu ce zici? Ce spune femeia aia, tu înghiți, nu? Păi, mamă, e nora mea, dar e soția ta. Din moment ce mi-a spus... Păi stai mă, dar până ai ajuns tu la parc, că eu ce-am văzut acolo, ăia se îmbrăcișeau. Tu n-ai aterizat cu elicopterul acolo în parc, ăla tu ai venit pe o alee, i-ai văzut și tu. În spatele blocului și lui am văzut sigur, la tu, 2 metri. Tu nu știi de ăștia doi? Ar fi chiar culmea. Cum adică să știu, copile? Cum adică să știu? Acuz pe toată lumea, calmează-te, nițel. Păi da, mă, e normal că ți-ai pierdut controlul, ți-ai nu mai știu unde. Dacă eu merg acum pe aleea asta și sunt doi oameni în capătul ăla, unul în brațe la altul, eu trebuie să-i văd, că eu merg și mă uit după nepotul meu, că de-aia merg. Și am văzut în brațe, îmi spune că nu i-a văzut. Nu pune în cârca mamei tale chestia asta, înțelegi? Nu-i pune ei în cârcă lucrurile astea. Dar nu pot să cred că n-a văzut. Deci nu cred. Deci nu cred că nu i-ai văzut în brațe. Deci poți să-mi spui orice. Eu de unde să trag concluzia că ia te înșală? Să mintă. Se descurcă la asta. Prefăcută, mâța blândă, zgârie rău. Uite-o. Uite pe bunicu. Pe dacă l-a luat soacră ta pe Sebi, Doina nu e acasă, vin și la voi stau. Hai, mami, hai. Câteva ore. Și acum se duc la mine acasă. Casă, masă, dacă bani. Dacă vecinii pun întrebări, foarte simplu, este iubitul. Soțul lui Doina. Surorii mele, tatăl copilului ei. Mă, tu te gândești puțin că ea a avut timp liber foarte mult. A stat și a gândit toată schema asta. Nu, du-mă acasă. Du-mă acasă la mine. Fără scandal, da? Du-mă acasă în momentul ăsta. Te liniștești? Acum. Urcă-te rău pe partea asta în mașină. Doamna, să vă rog să mergeți cu cealaltă mașină, cu colegii mei. Mihai, m-auzi? N-ai vrea să știi că sunt în bragul infartului? Da, a venit. Băiatul nostru muncește în Anglia până nu mai poate, iar lor da bine mersi, e combinată cu un umflat, ca paravan, în ideea că Doina e combinată cu iubitul ei și că cel mic ar fi al Doinei. Dar de unde? Este copilul lor, dragă. Tu acolo în Anglia nu puteai să-ți faci bine mersi de cap? Ba da, Ernest, puteam să-mi fac de cap. Pentru că acolo așa e viața. Lumea muncește ziua, noaptea își face de cap. Dar eu aveam o familie în România. Eu m-am dus acolo să muncesc, să fac un ban. Mi-am făcut o casă, așa cum mi-am făcut o mică, mare, nu mai contează. Să strâng un ban, să-mi aduc soția și copilul acolo, pentru că merge bine acolo la firma asta. Sunt văzut foarte bine la firma asta. Da, mi-ai spus că ai avansat. Da, omul ăla m-a pus șef, cum spune ei, team leader la ei acolo. Șef peste oamenii care muncesc acolo, câștig bine. Eu am acte, am tot ce-mi trebuie acolo, adică pot să ies la pensie. O pensie în Anglia nu e ca o pensie din România. Pot să-mi permit orice. Și la asta m-am gândit, dacă tot îmi merge bine acolo, de ce să nu îi aduc acolo? Vând tot ce e aici, îmi rămâne casa lui mama de la Urziceni, în care dacă mi se face dor să vin, să-i văd și să-mi fac un rost acolo unde mi-e bine mie și la familia mea. Uite că Tatiana nu s-a gândit la ce-i mai bine pentru familie, s-a gândit la ce-i mai bine pentru ea. Să mă interesez pentru copil, pentru o creșă, grădiniță, copilul crește, îi va fi mai bine acolo, engleza știi bine că se vorbește în toată lumea, îi va fi foarte bine. La 2 ani era destul de ușor, era destul de ușor să prindă și să învețe acasă, vorbește o limbă, la școală vorbește o limbă, prinde două limbi, fără să-și dea seama. Băi, da, e... Și uite ce mi se întâmplă. Dar să vezi tu, drăgea, dracu, că fii tu tot la mine țipă. Că de ce nu m-am implicat, că de ce l-am aflat, că de ce l-am urmărit, că aia, dar ce-i bodyguard, dar ce tu când ai fost plecat în străinătate, ai pus bodyguard pe urma mea? I-am zis de la început să nu se încurce cu asta, nu m-a ascultat, acum să spele cu ea pe cap. Dar în toată povestea asta are de suferit copilul, deci noi trebuie să ne mobilizăm să luăm copilul. Și restul s-o mai rezolva. Și stai să vezi, da? Vin acasă, termin tot. Cu cei 6.000 de euro. Aș vrea să organizez botezul copilașului meu. Aș dori ceva mai... Schimbăm ceva mai deosebit. Da. Aș dori somon fumé, Saint-Jacques, icre roșii, ceva deosebit. Păi cu totul ajunge undeva la 100 de euro de persoană. 60 de persoane ori 100, cât face? Banii mei de mașină, nu?
și eu trebuia să trimit acești bani să facă botezul la copilul ei și al lui pe banii mei. E dureros să fii tatăl unui copil de a cărui existență nici măcar nu știi. Și la fel de dureros este să afli că 2 ani ai muncit pentru ca să susții pe amantul soției tale și pe copilul acestuia. Valentin are un singur gând acum: să meargă spre casă și să pună punct căsniciei sale. Noi acum am intrat pe străduță. Doar Doina și Tatiana unde e? Bun, ok, e doar Doina în casă. Intrăm. A uitat bagajul. Nu ți lea nimeni, e la noi în mașină, stai liniștit. Ce-i Doina? Bună, ți-a picat glasul? Dar să nu vă speriați, că nimeni nu vă face nimic rău. Ce e la mine în casă? Păi ce e la mine în casă? Spune-mi și mie ce se întâmplă în casa mea. Spune-mi și mie. Lasă-mă cu așa de lucru. Nu vă aranjez cum adică ce e. Nu o bruscați. Unde e sora ta? Un oraș cu copilul meu. Care copil? Care copil? De unde ai tu copil? Păi de unde ai tu copil? Spune-mi și mie. Vali, încet. Încet că se sperie femeia. Spune-mi și mie. Care copil al tău? Care copil al tău? Sora mea este în oraș cu copilul. Minți. Ești o mincinoasă. Copilul ei, da? Și de ce nu mi-ai spus treaba asta până acum? Ea a hotărât să-ți spună, nu eu. Când? Păi și când îmi spune? Când îmi spune așa ceva? Când îmi spune? Explică-mi și mie. Te-am lăsat să stai, răspunde la întrebare. Te-am lăsat să stai în casă la mine? Da, m-ai lăsat. Ai plătit vreun bani până acum? Nu n-am plătit. Nu, ai stat pe banii mei? Am stat. Și de ce mă minți? Te-am ajutat, nu asta. Cu ce m-ai ajutat? Cu ce m-ai ajutat? Cu minciunile pe care mi le spui acum? Te-a convenit să stai pe banii băiatului meu? Nu am stat pe banii băiatului. Dar pe banii cui? Ai casă, ai bază, ai servici. Lasă-mă un pas. Dar am avut grijă de casă, că te iau o fost plecați în Anglia, da? Păi lasă-mi spun adevărul. Nu am nimic cu tine, mamă, te rog frumos, taci. Nu am nimic cu tine, dar vreau să-mi spui adevărul. Am lăsat-o pe ea să hotărască. Deci, în primul rând, că nu am știut că este însărcinată și am aflat foarte târziu. Ea avea 5 luni de sarcină când am aflat și eu adevărul și am zis, bine, haide să vedem și cum facem. Și de ce n-ai vorbit cu mine? Pentru că eu am fost bolnavă și m-am gândit că o să iau eu copilul spre adopție. Cum te-ai gândit la așa ceva? Dar copilul ăla nu avea tată? Avea tată, dar nu m-am așa ușor la el, de ce nu te-ai gândit? Eu nu m-am gândit că o să se ajungă așa de departe cu lucrurile, da? Nu m-am gândit că între sora mea și acest Teo se va înfiripa chiar o poveste de dragoste, da? Nu e vorba de un copil, ce credeți că se va întâmpla cu copilul ăla? Eu m-am gândit că ea a fost și a făcut și ea nevoile ca orice femeie care stă fără bărbat, da? Ai acoperit-o, a fost sora ta, da? A fost sora ta, da? Stai fără bărbat. Dar când ai aflat de copil, de ce nu mi-ai spus? În momentul ăla, băi omule, uite ce se întâmplă la tine în casă. Că te cerți, că nu te cerți cu mine, tu mie mi-ai făcut un bine, da? Ți-am făcut un bine, corect? Nu am știut cum să corect? Fac lucrul ăsta. Cum adică nu ai știut? Nu am știut, și simplu și spuneai, îmi dădeai un mail, nu vorbeai cu mine, că ți-era frică rușine. Nu, da? Mi-a fost foarte greu. Un mail. Eu m-am săturat. Doamne, și eu ce de minciunile sororii mele. Să spuneți adevărul pe masă. Nu v-a convenit că stați în casa lui? V-a convenit că unde sunteți întreținută într-un fel? Unde vrei să merg? Eu n-am casă, n-am servici, n-am nimic. Dar ce ai făcut până la vârsta asta? Și înseamnă că ai acoperit-o pe sora ta pentru foloase materiale împotriva mea. Eu am ținut trei... Dar gândește-te și tu la 40 de ani, cine te mai angajează acum? Spune-mi. Da, sunt de acord. Cu tine, ce spui aici? Am avut dar grijă de copilul banii vostru, bun, da, am avut adic... grijă de casă, am căcat, am spălat. Și ai acoperit-o pe sora ta cu un alt bărbat care a făcut un alt copil? Cu atât mai mult, doamnă, că vorbiți de Sebi, da? De nepotul dumneavoastră. Uite că acum aveți doi nepoți, cu doi tați diferiți. De fapt, am doi copii în acte, unul al meu, unul al nevastă mea cu altcineva și cumnată mea care stă la mine în casă și am ajutat-o și cu statul și cu mâncare și cu băut și cu tot ce vrea ea aici în casă. Aflu că mă minte, nu? Că ați acoperit un mincinos înseamnă că sunteți ce? Nu, spun eu ce s-a întâmplat, Ernest. Toată treaba a fost, e bine, mersi, am confort, am casă, am bani, fraierul muncește. Am avut grijă de casa degeaba. Îți spun eu că așa se va întâmpla. Am avut grijă de casa ta, da, am avut grijă de copilul tău, nu am stat degeaba, da? Ai avut grijă de casa ta, și m-ai mințit. Sora dumneavoastră v-a explicat care este planul ei, ce are ea de gând să facă referitor la acești copilași? De ce nu o să mai fie? De ce nu o să mai fie validată lui? Ce o să fie Teo? De ce să aibă un frățior? Despre asta n-am vorbit cu ea, doar am rugat-o frumos să nu mai mintă, pentru că eu m-am săturat de această situație. De ce? Nu l-ați învățat că validată? Nu vorbește Sebi până la 2 ani? De ce e la creșă Sebi? Te întreb. Vorbește Sebi sau nu vorbește? Nu prea. Vorbește, spune mamă, spune tată? Cui da, îi spune? Spune. Cui îi spune tată?
Că lui nu-i spune tată. Mie nu mi-a spus niciodată. Dumneavoastră înțelegeți că ați greșit? Da, înțeleg. Da. Măcar atât. Nu prea se vede. Măcar foarte atât. Frumos. Nu prea se vede că ai greșit și că ai înțeles. Dacă eu eram în situația ta, în momentul ăsta, și tu intrai pe ușă, ce făceai tu cu mine? Vreau un răspuns de la tine. Te rog frumos. Să știi că până la un punct te înțeleg, e sora ta. Dar mai departe nu te mai înțeleg. Nu Tatiana ți-a făcut un bine, nu Tatiana te-a primit în casă. Știi bine că atunci când a fost discuția să te muți la noi, primul lucru al lui Tatiana, care a fost? Să văd dacă vrea Vali, da? Da. Nu e casa mea, e casa lui Vali. Da. Nu e casa pe care am construit-o împreună. Este casa pe care a construit-o singur. Da? Și eu ce am spus? E sora ta, cum să o lași pe drumuri? Sora ta când s-a măritat a venit îndeagata. Casă, masă, confort. I-am spus așa, ia uite câtă casă avem aici. Nu e loc și pentru sora ta într-o cameră? A fost așa sau nu? A fost așa. Și tu ce ai făcut? Facerea de bine, Vali. Am confirmarea, vin către casă. Hai, dacă tot ești aici menajera de serviciu, fă-ne niște cafele. Doar nu putem să-i primim așa oricum. Băiețelul ăla Cezar n-are nicio vină, liniștește-te, să știi. Mama, de ce hai. Faci asta? Liniștește-te că o să o rezolvăm. Bine că s-a aflat adevărul. Tată surogat? Cine mai e ca mine? Bunică? Doi nepoți? Doi tați? O singură mamă? Haide, 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 domnilor. Bună seara! Oh, lume nouă! Haideți, vă rog frumos, nu vă speriați, intrați, că nu am venit aici ca să tăiem capul nimănui. Intrați! Și cu cine aici? Nu am venit aici să tăiem capul nimănui și oameni nu mâncă. Da, a venit! Ce ți se doare așa? E soțul tău, nu-l cunoști? Cine e el? Cine e el? Tași din gură că n-am vorbit cu tine! Tași din gură că n-am vorbit cu tine, te rog frumos! Cine e el? Dar nu mai țipa la ea, da? Băi, tu tași din gură, ai înțeles? Tași din gură! Ai înțeles? Tași din gură! Băi! Vino cu el de aici. Vali. Ce faci? Uite, frate, păi să bagă casă la mine, mă. Ce faci așa ceva? De ce faci așa ceva? Gata. Tu comentezi la mine. De ce faci așa ceva? Cum adică? Nu pleca, că vin după mine și te mănânc. Nu pleca. Ce ai dat în el? Poftim! Să iau mâna după tine. Ce ai făcut? Ai intrat în casa lui, ce ai vrea? Băi da, mi-a dat furat soția, ce ai vrea? Ți se pare normal să vină spre mine, să-mi dea un pumn în burtă? Vrei să sun la poliție? Vrei păi să... Cu asta, sună la poliție, păi explică-i că ai cazul. Intrat în casa lui, proprietatea lui, că te culci cu nevasta lui și că o mută la bătaie, să vezi ce o să spună poliția. Cine e ăla? Ei, cine e? Da, cine e? Cine e? Da, e. Da? Și de ce nu mi-ai spus? Ce să spun? Ce faci tu aici în România? Păi hai să vorbim la... Ce să vorbim? Explică-mi ce ai de făcut. Mai întâi de ce nu, oamenii ăștia m-au ajutat. Da, că altfel nu descopeream niciodată ce faci tu. Ce unde e copilul? Unde e copilul? Unde e Cezar? La maică s-a dat. Da? Care-i problema? De ce și la de ce nu mi-ai spus? De ce? Să spun, măi, omule, stai... Când a venit în parc, ce mi-ai spus tu mie? Ce ți-am spus? Păi iubitul nu soră ta, da? Și ce vrei să spun? Ce vrei să spun ție atunci? Adevărul. De ce m-ai mințit? De ce m-ai mințit? Explică-mi și mie. De ce m-ai mințit? A plecat doar să facă bani. Dar crezi că un bărbat stă un an, doi, trei, fără nicio femeie? De unde? Adică pe ea o pune la zid cu doi copii. Tu te auzi vorbind? Da? La lucrurile astea, dacă le-a gândit Tatiana, trebuia foarte simplu să bage divorț. Da, să bage divorț. Da. Și urma să bage divorț după botez. Da, frumos. Botez pe care îl plătește fraierul, nu? Casă pe care a construit-o fraierul. Păi nu e corect, nu e cinstit. Ca ea să nu fie de căsă din drepturi, să-l fie exact de pe exact asta o să fățiți acum, prieten, da? Dă-mi drumul că nu mai fac nimic! Vino încoace cu mine! Vino încoace cu mine! Vino încoace cu mine! Vino încoace cu mine, nu mai facem aici! Nu ne facem de râs! Poți să mergi singură, da? Ce vezi tu aici? Ce să văd? Casa! Ce vezi? Casa, da? Casa? Pentru cine am făcut casa asta? Pentru noi! Pentru noi, da? Da, și unde ce ai făcut în camera asta? Da? Unde ai fost când aveam nevoie de ce tine făcut... și plângea copiii ce ai făcut în camera asta aici? Ce faci? Ce ai făcut în camera asta aici? Ce am făcut? Nu că nu-i fac nimic. Ce am făcut? Unde ai fost? Unde ai fost? Ca unde am fost? Să mă muncesc, să te întrețin pe tine. Ai, da? Ți-a plăcut voleala? Ha? Ți-a plăcut voleala? Zi! Ți-a plăcut voleala cu alții? De ce nu mi-ai spus ce ai de gând să faci? Ce să spun? Zi! Ce să spun? De ce? Spune-mi și mie. Ce să spun? De ce faci tu treburile astea? Spune, îți place să te tăvălești la mine în pat pe banii mei și pe munca mea? Pe bani? Da, pe banii mei și pe munca mea. Da? Eu îmi vreau copii, ai înțeles? Care copii? Care copii? Care copii? Tu nu ai niciun copil. La care urzicen? Tu nu te duci pe ei. La unde?
Te duci la multa, nu la mama. Cât credeți voi că o să țină minciuna asta? Știi că minciuna are picioare scurte. Știu, de asta am zis atunci... și ei să termin odată cu minciuna, că nu mai suport. Mă scoate pe ea din calcul. De ce nu le-ai spus nouă? Mie. Am mers prea departe, am mers prea departe, am crezut că o să se oprească într-un punct. Și când ai văzut că nu se oprește și vine botezul și vin planurile lor să-și întemeieze o familie și că vor să divorțeze. Avea de gând să-i spună lui Vali că vrea să divorțeze și să rămână cu Teo. După ce i-a cerut Vali de mașină să facă botezul, da? De să-l mai stoarcă pe prost de bani. Da, asta era planul ei. Și tu? L-ai acceptat? Ai mers în gărdășie cu ea? Eu nu am acceptat. Eu am gândit să terminăm cu minciuna. Casă, masă, confort. Tu l-ai muncit la viața ta, tu n-ai casă, n-ai masă, n-ai de niciunele. Deci eu că te-ai complăcut. Ce vrei să spun? Să-mi spui frumos că ești cu altcineva, că nu mai mă iubești. Așa? Da, nu te mai iubesc. Bun, și de ce nu mi-ai spus? Așa. Nu făceam un copil cu unul pe care nu-l iubesc. A, ți-au plăcut banii mei? Ce vrei să spun? Ți-au plăcut banii mei? Poftim, de ce nu mi-ai spus ce-am plăcut? Dar de ce e vorba? Cu banii am crescut și pe fiul, da? Și pe fiul tău, nu? Și pe amantul, și pe sora ta, nu? Și vrei să faci și botez pe banii mei, nu? Cu banii de mașină, nu? Așa e? Ea nu-l mai iubește pe el. Ea mai iubește pe mine. Și de ce n-a divorțat? La 5 luni ce era să facă cu copilul? M-am gândit că o să-l iau eu după aceea, că eu oricum nu pot să fac copii. Imagina că o să iei tu copilul. Uite, m-am gândit că nu o să se ajungă până acolo încât să se căsătorească ea cu Teo și să se despartă de Vali. Nu știu, undeva, nu știu. Unde? Nu știu. Aici, aici, cu ei, în aceeași casă. Știu. Aici e casa lui Vali, poate ai uitat. Trebuia să-mi explici de mult treburile astea, nu acum. Spune-mi că nu plec. Uite, stau lângă tine, ascult, spune-mi. Da, mă interesează. Da, am aflat cum l-ai cunoscut. Cum l-am cunoscut? Că l-am mușcat copiii, câinele lui pe Sebi. Da, fiind. Corect? Și de ce nu mi-ai spus? De ce nu mi-ai spus? Ia, ghiși cum s-a comportat. Dar nu mă interesează cum s-a comportat. Omul ăsta a mers cu mine la spital cu fitul, a sunat de fiecare dată. Și nu era normal? Simplu, dacă dă un șofer peste tine, nu trebuie să te ducă la spital? Medicamente, da, a fost mereu alături de ei. A, ți-a făcut ce ai vrut tu, da? Până ai căzut direct în patul lui, nu? Corect? Crezi că asta m-a interesat, mă, băi, nu? Ba da, asta te-a interesat. Să fie alături, da? Și? Și poate și în pat. Și eu unde ți-am fost? Femeie, nu sunt femeie. Când ai fost la mine, da, în Anglia? Când ai fost la mine? Tu ce ai făcut acolo atâtea luni? Deci eu am strâns bani să-ți trimit ție. Să-ți trimit ție. Să-i cheltui cu amanții aici și cu sora ta. Și să faci copii cu alții, aia ai făcut. Nu, asta e vrăjeală. Că altfel nu-ți mai trimiteam niciun ban. Ea avea nevoie de un bărbat, nu de o soacră. Și soțul meu ce era, femeie? Nu, dar nu putea să-i fie iubit, să o ia în brațe, să o alinte când avea nevoie de așa. De asta avea nevoie. Păi avea nevoie, că e femeie, orice om are nevoie de o mângâiere, da? Și l-a chemat bărbatul acasă. Și l-a chemat, dar nu a venit, că avea treabă. Avea treabă. Erau bun bani. De câte ori îl chema, intervenea câte o problemă, da. Ai văzut cum e îmbrăcată? Da, știu cum e îmbrăcată. N-am muncit în viața ei o oră. Da. Dar i-a trebuit avanți. Pe tine nu te mai iubești? Și de ce nu mi-ai spus? De foarte mult timp nu te trebuie să faci copil cu altcineva? O dată la nu știu că și atunci când vin la tine tu mă lași copilul în casă, că tu ești la muncă. Pentru că muncesc, da? Doamnă, pentru că muncesc. De-aia te las cu copilul în casă. Anglia, cu copilul acolo, pentru că... Și ce am vorbit noi? Că mai stăm câțiva ani, mai stau câțiva ani în Anglia. Cât mai fac... să mai... Mai erau un an, doi, nu mi-ajunge, pentru că nu putem să trăim aici cu 15, 10, 15 milioane pe lună dacă vin și mă angajez. Să te țin capul, doamnă, acasă cu... Da, nu pot. Făcută deja, da? Da, casa e făcută de mine. Copil aveam. Și cu ce să te țin? Cu ce? Vedeam. Câte zile ai muncit? Câte zile ai muncit? Mă, câte zile ai muncit până acum? Am muncit și. Unde ai muncit? La un ciorap? Am muncit la un ciorap. Da, spune-mi și mie. Cum muncă sau cum să fiu mamă, nu eu muncă. Ba da, am văzut, îl duci la creșă. De ce nu mi-ai spus că îl duci la creșă? Îl duc la creșă, dar de ce nu mi-ai spus? De ce eu trimit bani? De ce eu trimit bani pe luna acasă? Plătești și creșa copilului, nu? Mai de ce eu trimit bani pe luna acasă, te țin pe tine acasă, mamă și doi, că să ai grijă de el. Dacă vrei tu să mă știi pe mine acasă. Da, vreau să te știu acasă, că ai grijă de copilul ăla. Da, nu să mi-l duci la creșă. Bun, l-ai duci la creșă, nicio problemă. De ce nu mi-ai spus? Era ceva de ascuns? Nu, mi s-a părut. A fost copilul mușcat de câine, de ce nu mi-ai spus? E copilul doar al tău? E spune-mi. Ca și cum ar fi doar al tău. Nu, tu ești e copilul meu și al tău. E copilul meu și al tău, pentru că eu muncesc pentru... Taci din gură! Ce face Sebi în situația asta? La cine rămâne? Știi că un copil trebuie să crească într-o familie și cu mamă și cu tată? Știu.
Cezar la cine va rămâne? Dacă e copilul fiul meu. Nu știu. Până se face testul de paternitate durează ani de zile. Deci nu m-am gândit că o să meargă așa de departe toate lucrurile astea. E copilul meu și al tău pe care eu îl iubesc și am muncit și muncesc în Anglia pentru a-l crește și a te ține pe tine ca o doamnă. Ai înțeles? Ai înțeles? Ia uite, uite-te, le vezi? Sunt mâini de băut bere sau sunt mâini de muncă? Spune-mi și mie, nu că tu știi ce faci acolo. Nu știu, n-am de unde să știu. Păi trebuie să realizezi prin banii care ți-i trimit. Știi cât îți trimit pe lună? 2000? Îți trimit sau nu? Sunt 2000 de lire, eu cu ce rămân? Cu 200 de lire? Cu 200 de lire unde mă pot duce? Mama pot duce la femei cu 200 de lire? Bani, îți dau și card, eu mi-am. Scoate, hai, scoate bani. Scoate bani. Păi stai puțin. Hei, ce să stau puțin? Câți bani ai zis tu să-mi dai mie? Cum adică să dau eu ție? Parcă păi așa ai zis. Păi așa ai zis că ai jos să-ți dau banii. Da, îți dau ce am, îți dau și card. Ce ai, ce ți-am trimis ultima dată? Ce a mai rămas? Ce a mai rămas? După ce ai cheltuit cu amandul sau după ce ai dat avansul la botezul copilului tău? Nu? Am făcut ce am făcut, ce trebuia să fac, da? Pentru tot ce ai făcut să știi că o să lupt să iau copiii. Ce vorbești, mă, copiii? O să vezi. Copiii sunt ai mei, da? Să fie foarte clar, eu nu plec. În alții sunt copiii mei. Eu acum mă duc, dă-te că mă duc la Urziceni să-mi iau copilul și... La care Urziceni? Unde la Urziceni? La ce Urziceni? Ia uși, știi unde stau părinții mei la Urziceni? De unde ai mai fost tu la Urziceni? Știi unde? Cunosc drumul, nu mai cunosc drumul. Păi drumul până la Urziceni îl știe toată lumea. Vezi unde s-a ajuns? Și sunt foarte multe probe. Lasă inima. Hei, tu n-ai plecat de aici? Dacă cumva te mai atingi de el, sunt probleme, înțelegi? Ce cauți la mine în curte? Sunt probleme. Ce cauți la mine? Ce la mine în curte, Ernest? Te rog, Vali, ce cauți Vali, la mine Vali, în curte? Vali, am venit cu Tatiana, aia caut, da? Să-mi închizi și mie poarta, te rog. Am venit Vali, cu Tatiana, aia caut. Pentru că ea nu te mai iubește, da? Și pentru că am fost alături de copil. Te rog, Vali, stai calm. Du-te mai încolo, te rog frumos, nu-l mai provoca pe omul ăsta. Ai înțeles? Vali. Taci și ascultă, nu mai vorbi pe tine. Ai motivele pentru că aș fi la noi și tu ai păpa din banii ăștia, da? Și tu ai stat în casa, să nu te mai dați ca pe menajeră. Da, să taci. Și ce mă, asta și am copii, măcar atâta putea să facă, da? Ce de să te muncește, casă nu are, ce vrei să facă? Și tu ce ai? Tu ce ai? Tu un copil, poftim? Tu ce ai? Eu am copii, da, și l-am pe care copii? Despre care copii vorbești? Dar cine ai? Sau mata cu ei? Sau ce? Copii, tu nu mai ai copii, ai avut? Nu, dar cum să nu, cine e mama sau cum? Ai avut nevoie de bărbați? N-am avut nevoie, că n-am fost la mai mult. Am fost la un fel de bărbați, da? Vă rog frumos. Se poate? Te-am rugat de atâtea ori. Îți faci un iubit, da? Ok, e problema ta. Am înțeles, ai nevoie să te ia cineva noaptea în brațe. Ok, am fost de acord, nu-i nicio problemă. Dar tu ai mers până într-acolo încât să-mi vii acasă cu... S-a întâmplat, da? Și îl iubești și el a avut un copil cu mine. Pe cine iubești? Și cu asta pe cine iubești? Pe Teo, nu pe Bufitu. Cât atenție ai dat lui Sebi de când ai plecat în Anglia? Mă, apar pe furnat. Hei, că rog mult, Vali, bă, apar pe furnat, Vali, ascultă-mă, nu văd un penic, că nu e în regulă. Apă, banii mei ți-ai ținut copilul, sau cum? Ți se pare normală reacția când am intrat la tine în casă? Au, că lui se pare ceva total normal. Da, mi se pare foarte normală. Poate sună la poliție, da? Te rog frumos, sună! Explică la poliție cum de tu umbli cu soția lui, intri în casa lui, pe banii lui și omul ce vrea să facă? Și mai, aprinde o țigare, să te deci aștepte cu cafea acum, făcută. Vali, stai calm acolo, te rog deci frumos. Dacă nu te băgai și nu spune nimic, păcălești. Pe cuvânt de onoare dacă te atingeam. Dar tu n-ai dreptul să urli la ea. Da? De ce? De unde știi tu? Dar ea are dreptul să facă, ea are dreptul să facă copii cu alții când sunt eu plecat? Ea altfel, nu prin violență. Da? Deci se pot vorbi altfel, nu prin violență. Putem sta undeva, vorbim nimic. Tu ca om în momentul de față, ești împăcat cu ce ai făcut? Ea nu te mai iubește de foarte mult timp, știi aia? Și de ce nu mi-a spus, mă? Păi de ce? Întreabă pe ea de ce nu ți-a spus. Eu ce vină am? De ce nu mi-ai spus tu dacă te crezi așa, da? Cu capul pe umeri? Da? De ce nu mi-ai spus? De ce nu... Ia dă-mi telefonul să-l sun eu pe prostul ăla. A, ți-a plăcut că vă trimit bani? Ia și mai ai și tu pe ucă? Mi-am amintit, faci botezul pe banii mei, mă? Faci botezul la copilul tău pe banii mei, mă? Băi, tu faci botezul la copilul tău pe banii mei? Ea pur și simplu a rămas de faptul că tu nu ai... Ce-a rămas, mă? De faptul că tu nu ai... Fost la mormântarea lui maică-sa, da? Să plece el. N-ai fost acasă de Paști. N-ai fost acasă... Băi, băiatule, dar de unde știi treburile astea? Te rog foarte mult să stai calm. Da, de la ea știu tot. De la ea știi tot? Da, de la ea știu tot. Și botezul de ce-l faci pe banii mei, mă, la copilul tău? Pentru că am zis că să fie echitabil, da? Ce? Cum adică să fie echitabil? Adică dacă copilul meu o să fie pe numele tău,
Măcar să fie, să am și păi rămâne copilul meu, mă. Eu îți arăt că nici nu-l vezi, mă. Eu îți arăt că nu o să fie. De ce e vorba de un profit, păi nu? Păi vezi, ai văzut, nu? E vorba de un interes, nu sunteți chiar bun, nu omul de care... De ce dau un el, bă, băratule? Copilul meu să fie în numele tău și eu cu ce? Stai calm, omule, stai calm, nu înțelege. Cameră de filmat, cameră de... Rămâi hey, cu ea, după ea ai vrut-o. Vrei să ai probleme după aia? Păi sunt la mine în curte, mă, ce probleme să am? Ai probleme, da? Păi dacă vine vrei la mine în curte... Vrei custodie la copil și ce faci? Păi oricum îl iau. Să vii la mine! Bani, poftim și banii, da? Că tot îmi bați atâta apa în piu cu banii. Ce să fac cu ei? Poftim ea și banii. Ce să fac cu ei? Dar și cazul, că o fie de bine cu banii, că voi crezi că banii sunt tu de ajuns? Să trăiești, la să fii fericită. La tine au fost. La mine n-au fost. Au fost, că ia uite ce doamnă ești. Ei, ia uite ce doamnă ești. Da, sunt doamnă, uite și sora este doamnă. Și ma ta ești doamnă. Pe mine mă zice bărbatul meu, n-am făcut ce faci tu. De unde să știu, că poate și ție îți trimite bani. Păi uite, ai pentru 30 de ani de căsnicie. Foarte frumos, și eu o să am, și eu o să am. Cu cine? Cu Teo, bineînțeles. Cu flatul ăla de afară, ce faci cu ăla? Da, ea și tatălui. Pe ăsta e așa l-ai învățat, agresiv, asta a văzut, nu? Să fie agresiv, da? Serio, ce vreo este bate, să te păi, Teo nu este doamnă cu bătaie. Teo a fost alături de mine, Teo a fost atent. Da, mi-a oferit căldură, nu bătaie. De ce vrei tu să iei copilul de lângă tată, mă? De ce? Câtă atenție a dat el copilului de când e plecat? Băi, băiatule, am muncit pentru copilul ăla, mă. Da, am fost plecat, mă. Și crezi că cu banii se rezolvă tot? V-a adus, aduc bani, plec, aduc 10-12 mii de euro, 13 mii, cât aduc. Și crezi că cu banii se rezolvă tot? Crezi că cu banii se rezolvă tot? Lasă-l că e pe planeta lui. E pe planeta Teo, lasă-l în pace. Ia, mă, să vezi ce spune de față. De ce n-ai vorbit că la telefon? De ce n-ai vorbit că la telefon? De ce n-ai vorbit că la telefon? Să spună ce mi-a spus și mie. La telefon spune numai minte. Da, și ce ți-a spus? Ia arătă-i, mă, ce spune mie la telefon. Uite-te aici un pic. Uite-te, te rog, aici. Ce spune mie la telefon, că picioare. Și trimite-mi și mie un trusou de la frumos pentru cel mic. Și niște bănuți și faci tu alții după aia. Până să mă cunoască pe mine, ea a spus că nu mai simțea mare lucru pentru tine. Așa, și tu ce ai făcut, ce ai zis? Hai să profităm de fraier, să eu facem botezul la copii. De ce nu ai sfătuit-o de bine? Da? De ce nu ai început cu dreptul? Da, frate, divorțează de omul ăsta? Corect. Hai să ne vedem eu de treaba noastră. Eu am spus că vreau la un moment dat să dăm cărțile pe față. Toți au spus, dar n-au făcut nimic. Mă, la un moment dat, când îmi luați banii mie, după ce făceai botez la copilul tău pe banii mei, i-auzi, frate, 100 de euro meniu! De persoană? Păi tu-ți permiți treaba asta, mă? Cât ai, mă, salariul de-ți permiți treaba asta? 28 de milioane. 28 de milioane? Da. Bun, rei, sunt munca mea, da? Păi sunt munca ta și de țara și mea. De ce, da? Nu faci, mă, botez pe banii tăi? Și de ea. Și de ce nu faci, și mă, de copilul tău? De ce nu faci botez pe banii tăi? Spune și mie. Banii mei. Păi și de ce n-ai vrut să-l faci? Ți-am explicat mai devreme de ce. A, să profiți de mine? Da. Ce ai zis tu? Că ăsta e fraier, nu? Adică tu să fii cu copilul meu pe numele tău, da? Și eu cu ce? Dar în situația asta s-a ajuns din cauza lui, băi, fraților, voi auziți ce spune asta? Sau din cauza voastră, din cauza ta și a Tatianei. Pitu este agresiv, îmi vorbește urât când vor mușchii lui, da, bea, după ce muncește, în schimb Teo, da, e mereu alături de mine, mă sună de 10.000 de ori dacă este nevoie, da, mi-o oferă căldură, afecțiune, mă alintă, nu ca Pitu, ai înțeles? Da, da, este mai bun. Așa, umfla cum îl vezi tu. În momentul în care frumos, Tatiana te rog frumos. Să ieși afară din curte. În momentul în care Tatiana iese, ieși din curte. Ai fost alături de ea și al minterești cu gura mare. Poți să faci ce vrei acum. Rușine. Poți să spui ce vrei, ești la poartă. Tată. Nu mai mă interesează. Da, te numești tată tu. Tată te numești. Da? Plecăm în Anglia, bă, 10 ani de vezi că și bordura e, vezi că așa e tot a mea. Sunt și jumătate e tot a mea. Până la bordură. Eu plătesc. Jumate. Plătesc la primărie impozite. Până acolo, până la bordură. Da, de-aia ai plecat în Anglia, să plătești atâta. Dar ai plecat până acolo, da, pentru aia. Rușine pentru aia și pentru asta, ce vezi? Mie că am 28 de milioane. Rușine să-ți fie. Lasă că îi demonstrez eu lui că îi leu și pe fisul. Și pe fisul îi leu. Tu gândește-te la Sebi, în primul Sebi, rând. Sebi oricum îl iau, 100%. Deci îți garantez, merg până la Haga dacă trebuie. Omule, prea multă răutate deci în suflet deci nu face bine. Nu se poate așa ceva. Nu fac prea nimic răutate, până mă liniștesc oricum. Prea multă răutate în suflet nu dar face nu se poate. Bine. Băi, ieșa, nu călca bordura. Deci nu călca bordura. Că e proprietatea mea bordura aia. O să vezi că copilul o să-l iau eu. O să-ți demonstrez. Hai de capul tău. Bă, dar jucați aici copiii la poker, ce faceți? Plusați, iau unul, iau doi, ce faceți aici? Vă bateți joc de niște copii. Cu Sebi, eu cine s-a chinuit cel vă mai mult? Vă bateți joc de niște copii. Nu se mai numește un copil. Cum se termină? Tu unde l-ai putut cunoaște pe individul ăsta? Cum adică? În parc. În parc? Da, în parc. Când l-am
mușcat-o cățelul lui pe Sebi, da? Așa s-a întâmplat tot. Și nu am avut eu, am vrut eu aventură. Asta a fost să fie. Păi, deci lasă-mă cu camerele. Ce, trebuie să dau ție explicații sau cum? Nu trebuie să-mi dai nicio explicație. Și atunci? Te-ai gândit măcar o secundă la băiatul tău, la Sebi? Da, normal, la el mă gândesc, da? Despre asta este vorba, de-aia n-am vrut să spun. Și atunci iubitul tău de ce strigă sus și tare că îl va lua pe Sebi de lângă tatăl lui? Păi normal că o să-l iau, e normal să vă bateți joc de copiii ăștia, nu? Și de Cezar și de Sebi, e normal, nu? Cu ce mi-am bătut joc de ei? Cu ce? Cu ce? Cu ce? O să-l iei pe tatăl de lângă el, cu ce? Vali este tatăl lui. Și unde a fost când avea nevoie de el? A fost Teo alături de mine. Ah, dar a plecat Vali în Anglia că așa a avut el chef? De-aia a plecat în Anglia? Da, a rămas atât timp. De-aia a plecat în Anglia că a avut el chef? Da, de unde să știu eu ce face la casa asta cu ce s-a construit? Cu bani. Eu îți gândești exact ca și Teo. Te-a programat bine Teo, da? Gândești exact ca și el. Și e foarte riscant ceea ce faceți voi. Jucați la ruletă destinul copiilor voștri. Îl iau eu, îl iau eu, îl iau eu. Și copilul ăla va crește cum? Cu sechele. Copilul are nevoie de mamă în primul rând. Da? Dacă nu-ți mai convenea situația cu el, de ce n-ai băgat divorț? De ce nu ai procedat corect? Un pic mai încolo, oricum găseam eu momentul. Momentul când erai suficient de satisfăcută financiar, nu? Stai jos, te rog frumos. Stai jos, te rog frumos. Stai jos. Răspunde-mi și mie la niște întrebări, că deja nu mai am putere să mai mă cer cu nimeni. Îmi răspuns concis, cu da sau nu. Te-am iubit? Da. M-ai iubit? M-ai iubit sau nu? Da, te-am iubit, dar nu te mai iubesc. Îmi răspuns cu da sau nu? Da, dar nu corect. Mai este cazul. Am plecat să muncim amândoi? Da. Ai venit în țară pentru că n-ai găsit de lucru? Da. Eu am rămas acolo, am muncit, am cărat lăzi, mi-am rupt spatele, am ajuns la ferma de vaci? Da sau nu? Da, nu, da. Am cărat bălegar? Ți-am trimis bani acasă? Da sau nu? Da, mi-ai trimis. Din 2200. Ce sunt cu ăștia? Iar tu la tată mai are probabil din cât ai trimis tu. Da, am spus că nu mai am nevoie să îți iei bani, da, dacă asta tot bani ți-a bani eu cu banii și cardul. Din 2000 de euro, eu vreau copii. Uite ce rămâne. Ce copii? Cum ce copii? Ce copii? Copiii mei. Copiii sunt pe numele meu. Săndulescu Cezar, îl cheamă, da? Da sau nu? Da. Săndulescu Sebastian. Corect? Așa. Sunt copiii mei inacte, vor rămâne copiii mei. Tu, din momentul de față, ieși afară cu sora ta cu tot și mă lăsați în pace, ne întâlnim la proces. Dacă vrei să fii. Dacă nu, oricum, eu voi lupta pentru ambii copii. Stai, mă, stai puțin. Nu stau deloc. Am stat destul. Am stat destul. Deci nu este normal, da? Ba da, e normal ce ați făcut voi. E mai normal ce ați făcut voi. E foarte normal. E mai normal ce ați făcut voi. E foarte normal. Deci cine mă întreabă pe stradă din momentul de față, eu am doi copii. Hai, mă, lasă, fi... niciun lasă-mă. În momentul de față, te ridici. Ia și bani de taxi, ca să ai de taxi bani, că poate n-ai taxi. Te ridici, o iei și pe sora ta de mânuță, ia și geanta, că poate mai bani furați de la mine. Hai, amândoi. Ieșiți afară. Și nu mai aveți ce căuta în această casă. Oricum, să vă fie rușine. Asta, da, eu o să mă și duc tu să-mi iau copilul. Nu ajungeai în situația asta dacă nu mințeai. Ca să-ți fie clar. Hai. Ai ajuns în situația asta datorită sorătii. Hai mai repede. Hai mai repede că mi-e aerul. Am dat drumul la centrală, e frig afară. Haide. Haide. Hai, că te aștept pe mine. Haide. Și eu unde mă duc acum? Zici, nu mă interesează. Nu mă interesează. Nu mă interesează. Haide. Haide. Haide, la revedere. Dar stai, mă, tu ce faci cu mine? Unde mă lași? Unde mă lași? Eu ce fac? Rămân pe stradă? Hai, vino în pace, gata, lasă-i în pace, lasă-i, gata. Eu ce fac? Eu ce fac? Hai, mă, lasă-mă în pace, ce fac? Așa se întâmplă când îți ajuți, când îți ajuți sora, așa se întâmplă. Nu e bun nici așa, nici așa. Eu ce fac? Stau pe stradă acum? Acum mergem la Urzicin, nu mă interesează. Dar eu ce vreau, mă, stau pe stradă? O să vezi că copilul o să fie cu mine. Gata, închide ușa. Băi, eu ce fac, măi? Este foarte urât din partea ta. Ți-am spus-o și ți-o mai spun. E foarte urât din partea ta că tragi așa de copii ca de un elastic. Trebuia să te gândești înainte să se ajungă aici. Băi, dar eu ce fac, măi? Eu ce, cum n-am înțeles? Eu ce fac? Cum? Unde rămân? Pe stradă? Nu, eu n-am vrut asta. Eu n-am vrut asta.
Eu mi-am oamenii și plec. Dacă ai nevoie de noi în mulțumesc instanță... Mulțumesc mult de tot, deși ți-am spus, n-aș fi vrut să ne întâlnim în ipostaza asta, dar... Cine, Doamne, iartă-mă, ar fi vrut. Îmi pare rău.